gândesc. S-ar putea să mă întrebați ce caut aici și chiar astăzi când am pus o mică notiță pe Facebook anunțând că particip la acest eveniment, imediat a reacționat o persoană pe care nu o cunosc, spunând, a, da, mi-aduc aminte din studenție, am studiat cercetările lui Grigore Popa legate de sistemul hipotalamo-hipofizar. La care eu am răspuns, da, habar nu am, vă dați seama, de sistemul hipotalamo-hipofizar și mi-e foarte, mi-e rău teamă să nu greșesc, să nu spun, Doamne ferește, sistemul hipopotamic sau ceva de genul ăsta. Asta și când am întrebat pe domnul Richard Constantinescu ce mai urmează, mă gândeam deja dacă voi mai fi în stare să vorbesc la următoarele lansări, dacă mă pot abona de pe acum sau nu. Pentru că evident, dacă ar fi vorba despre sistemul hipotalamo-hipofizar, nu aș fi în stare să vorbesc, dar din fericire, așa cum ne-a spus domnul Richard Constantinescu, Grigore Popa, slavă Domnului, a scris multe lucruri inteligibile și pentru oameni ca mine. În orice caz, cartea asta merită citită atât ca o recuperare a unei personalități importante din perioada interbelică, unor care, așa cum ne-a spus domnul Constantinescu, este un model de curaj civic, de un model moral, fără îndoială. Deci nu numai acest motiv, ci faptul că sunt foarte interesante observațiile lui despre societatea americană. Sunt puțini cei care, în perioada respectivă, au fost la studii în Statele Unite, mai e pentru Comarnescu. Numai că tocmai revelațiile recente despre Petru Comarnescu cam pun într-o lumină destul de problematică. Mă refer la cartea lui Lucian Voia despre Petru Comarnescu. Iată două desene radical diferite, chiar opuse, se poate spune. Deci sunt doi oameni importanți care în epocă tineri intelectuali români au mers la studii în Statele Unite. Fiecare a scris câte ceva despre această experiență americană, iar observațiile lui Popa sunt observații care merg împotriva multor prejudecăți, în vigoare pe vremea aceea, dar și acum. Da? Și acum foarte multă lume are impresia că Statele Unite sunt o țară a materialismului și a lipsei de cultură, a un fel de univers despiritualizat, da? Să spunem așa. Pe când observațiile lui Grigore Popa, tocmai contrariul evidențiază, da? Cât de importantă este viața universitară americană. Pe mine cel mai mult m-au interesat notițele despre viața universitară americană, fiecare cu preocuparea lui. Remarcă tot așa importanța accesului la cultură în societatea americană. Da? De aminte, spus un lucru, Grigore Popa este admirativ față de Statele Unite, dar nu fără rezervă. Dar are și unele remarci amuzate, să le zic așa, de exemplu despre mania superlativelor în spiritul american și cât se poate de adevărat. Adică dacă citești o scrisoare de recomandare în stil american, totul este superlativ. Și asta îmi amintește, trecând puțin de la un la alt, amintește de ce mi-a povestit un mare profesor american, Stanley Rosen, pe care am avut șansa să-l cunosc, care pusese elevul lui Leo Strauss, faimosul profesor de filozofie politică. Leo Strauss, nefiind adaptat, să spunem așa, la această cultură a superlativului specifică Statelor Unite. Și îmi spunea Stanley Rosen că Leo Strauss i-a făcut o recomandare care suna așa.
Stanley Rosen is able, some doctor Stanley Rosen is able to teach political philosophy. Și asta era toată scrisoarea de recomandare scrisă de un evreu german, da? Cu totul diferită de superlativele care se pot întinde pe două, trei pagini, variind de la fabulous, la fantastic, fascinating, mesmerizing și așa mai departe. Da? Remarcă și Grigori de Popa această turnură a spiritului american. Deci nu este o admirație fără rezerve, cum e, de exemplu, admirația bunului meu prieten Sever Voinescu, da? Care îmi imaginația ce stăm în fața, în spatele, adică în spatele nostru este acest Madame Bovary Semoa. Și eu spun lui Sever Voinescu, cu toată prietenia, el e un fel de Madame Bovary al americanismului, da? Că mi-l imaginez în fiecare dimineață, uitându-se în oglindă când se arade și spunând ce păcat că nu sunt american. Sau, da? Cred că și el, vă rog, invitați și pe el să vorbească despre cartea asta. El probabil va vedea mai puțin aspectele astea pe care le-am relevat eu. Deci este o carte admirativă față de Statele Unite, dar nu fără niciun fel de rezervă și merge potriva anumitor prejudecăți foarte tenace. Aceste prejudecăți sunt într-adevăr tenace și după mine păcucoase. Există un anti-americanism, poate mai puțin în România. Dar în multe țări din Europa există un anti-americanism care ține de o nevoie de a se simți cumva superior, de a compensa o anumită pierdere, da? De importanță din partea Occidentului European. Da? Și un fel de nevoie de a se uita de sus la Statele Unite, lucru care nu prea e, după mine, justificat. Dar mi se pare așa de că Grigore de Popa a găsit tonul just. Mă trebuie să vă mai mărturisesc că am avut o mare surpriză primind cartea aceasta de la Richard Constantinescu, și anume să dau de numele lui Dumitru Radu Popa, nu făcuse legătura, nu picase fixa că e aceeași familie, și pe Dumitru Radu Popa chiar n-am cunoscut bine când eram eu însumi în America, am stat o scurtă vreme la New York, la New York University, unde de aminte Dumitru Radu Popa lucrează. Așa că cumva se închide o buclă, se poate spune, da? Că nepotul lui a făcut o foarte frumoasă carieră în Statele Unite și prefața lui e foarte interesantă, cu foarte multă afecțiune și căldură scrisă și totodată clarifiantă, să spun așa, pentru restul cărții. Am remarcat un lucru care de numai, mă rog, m-a și amuzat, i-am citit acum această serie de considerații, poate stârni un zâmbet, dar nu considerații legate de prohibiție. Grigore de Popa era atât de, cum să spun, șocat de alcoolismul compatrioților din județul Vaslui, asta spune el, încât îi se părea că prohibiția nu e o idee rea. Sigur, noi acum cum toți am văzut filme cu prohibiția, mă gândesc, cred că ne uităm cu toții la Boardwalk Empire, de exemplu, sigur considerăm că prohibiția a fost o mare prostie. Dar trebuie văzut totuși și contextul, faptul că Grigore de Popa spune, da, ia uite, du-te într-un sat din Vaslui, în zi de sărbătoare nu găsești pe nimeni treaz, da? Iar etica muncii suferă din cauza asta, da? Deci mai degrabă aș plasa, mă rog, în contextul acesta amuzant, să spunem, al unei exasperări față de bețivăneala autohtonă. Da? Sigur că prohibiția n-a fost o idee prea inteligentă, din potrivă, lucrurile au degenerat după cum cu toții. Da? Dar îmi imaginez, da,
marele savant care era Grigore Tepov, a exasperat de această bețivăneală generalizată în anumite cotloane ale Moldovei profunde, ca să spun așa. Spuneați mai devreme că Grigore Tepov e uitat sau nu unde a ajuns prezent în, în conștiința noastră. O fi adevărat la București, sau o fi adevărat, sigur că e adevărat în București, în multe locuri din țară, dar orice ieșan care se respecte știe cine e Grigore Tepopa, chiar dacă n-a auzit niciodată de sistemul hipotalamo-hipofizar. Da? Pur și simplu, pentru că numele lui este gravat pe una dintre cele mai mari și frumoase clădiri din Iași, anume Universitatea de Medicină. Mă rog, din păcate, cei care i-au, unii dintre cei care i-au urmat în, la conducerea acestei instituții nu sunt la nivelul lui, din păcate, mă rog, asta ați văzut poate în presă, dar nu vreau să intru în discuțiile acestea, ci doar să relev faptul pentru că, pentru un ieșan, pentru orice ieșan, Grigore Tepopa este o referință majoră, da? Este una dintre celebritățile orașului, da? Și este nu numai atâta, dar numele lui este numele uneia dintre cele mai prestigioase instituții, prestigioasă pofida episoadelor la care mă refeream mai devreme, dar una dintre cele mai prestigioase instituții din Iași, da? Alături de Teatrul Național, de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, da? UMF Grigore Tepopa este una dintre marile instituții ieșene. Și aici aș mai vrea să fac o observație legată de intelectualitatea ieșană, pe care intelectualitatea ieșană de dinainte de război, că probabil lucrurile s-au mai schimbat între timp, chiar dacă prietenilor lui Ieșeni nu le convine adevărul ăsta, că nu mai e cum a fost pe vremuri, de fapt. Însă exista la intelectualitatea ieșană de odinioară o foarte mare deschidere intelectuală. Da? Și vedem în cazul de Grigore Tepopa că publica în reviste literare, era un om foarte informat, scria bine, lucrul este foarte important de relevant, are o frază plăcută, fără pretenții, fără artificii, da? O proză simplă, dar foarte plăcută la lectură, da? Ceea ce este un semn al unei educații literare de calitate. Da? Și este un om care era în dialog cu alți intelectuali din alte domenii, în special din Iași, dar din tot, oricum, din tot restul țării. Da? Mi se pare că e o figură, o personalitate reprezentativă pentru această deschidere intelectuală specifică elitei intelectuale ieșene de dinainte de război. Dar sigur că ceva mai există și acum, dar e după cum dar pentru tatăl meu era un simbol aproape, da? Spunea, uite, Iașul s-a schimbat așa cum s-a schimbat strada Lăbușneanu. Acum era strada Lăbușneanu, nu știu dacă toată lumea cunoaște această stradă, ieșenii sigur o știu, da? Pentru tatăl meu, care în copilărie mergea mereu la Iași, pentru că bunicul lui era primarul Iașiului, da, pentru el strada Alexandru Lăbușneanu era o splendoare. Da? Acum nu mai e așa, sunt tot aceleași clădiri, dar totul e altfel. Atmosfera e foarte diferită. E, cam așa, din păcate, sunt și alte aspecte ale vieții ieșene, dar tocmai Grigore Tepopa este un om care dă măsura adevăratului spirit ieșan.
E bine că la București ne-am adunat, nu ne dau seama câți, că nu am numărat cât suntem aici. E deja un lucru bun, dar sper ca la Iași să umplem amfiteatre, pentru că pentru Ieșeni este o sursă majoră de inspirație. Da? Este ceea ce au mai frumos în trecutul lor. Da? Și este și o chestiune de mândrie locală să readucă amintirea lui Grigore Tecopa în prezent. Vă spun, sigur, e un nume pe una dintre cele mai importante clădiri din oraș, dar acest nume trebuie umplut, da, cu scrierile lui, cu faptul că este viu în scrierile sale. Asta e foarte important, ca pe lângă numele de pe frontispiciul unei clădiri, să avem vitalitatea unui spirit plin de viață, de curiozitate intelectuală și de o mare calitate morală, așa cum cred Richard Constantinescu ne-a convins deja. De aminte, nu pot să omit un lucru, și anume că noi ne cunoaștem de la un curs de al meu de retorică. Deci este de când am dat o vară cu politica, îmi dau seama ce aici am fost bine plasat. Da, în fine. Așa am ajuns eu pe din afară în politică. Și de atunci mă ocup de cursuri, predau ce să fac, asta știu eu mai bine să fac. Și predau printre altele retorică. Și așa ne-am cunoscut, domnul Constantinescu a venit la unul dintre cursurile astea și i-am dat ca exercițiu să pronunțe un elogiu. Da, și ghiciți elogiul cui l-a făcut. Evident, elogiul lui Grigore Tecopa. Și a fost un elogiu care, exact așa cum recomandă Aristotel, pe lângă logos, avea foarte mult patos, da? Foarte multă emoție și i-a convins pe toți, da? Că Grigore Tecopa este un mare model, un model major, și țin minte că atunci ne-ați vorbit de conferința lui Grigore Popa de la Ateneu. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să relev și să salut, da, această pietate a lui Richard Constantinescu față de Grigore Tecopa este în sine un lucru care trebuie admirat. Da? Capacitatea de a admira este iar însăși admirabilă. Da, dacă alți oameni ar face la fel față de alte mari figuri din trecutul nostru, mult mai bine ar fi. Da? Pentru că memoria este și ea o formă de igienă. De aminte, tema igienei e prezentă în reflecțiile lui Grigore Tecopa și dacă e să ne gândim la igienă spirituală, ceea ce face Richard Constantinescu cu această colecție este o formă de igienă spirituală. Vă mulțumesc mult!